Hristos, după înviere, a mai rămas 40 de zile ca să se arete de mai multe ori ucenicilor, să le confirme faptul învierii sale. A rămas până la înălțare. Numai după aceea s-a înălțat. Și aceasta este o altă mare sărbătoare creștină. El n-a rămas pe pământ, cumva, ducând o viață nepotrivită pământului, ci el deja era spiritual mai sus decât pământul, însă nu era ridicat la dreapta Tatălui. La suprema spiritualitate, la suprema viață în dumnezeiască, s-a ridicat el cu umanitatea sa prin înălțare. Atunci a fost așezat la dreapta Tatălui. Aceasta este iarăși de mare importanță. Arată că umanitatea noastră rămâne în veci și că ea este ridicată la suprema cinste. Fiul lui Dumnezeu, păcându-se persoana ei, o ridică și pe ea acolo unde este el ca persoană dumnezeiască. Și de acolo el, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, cârmuiește viața noastră. Ne ajută pe noi aici. El este și acolo și este și aici. Hristos nu e departe, că și cerul din punct de vedere spiritual nu e departe de noi. El este cu noi, El este în noi. Și ne convinge pe noi despre prezența Lui prin Duhul Său cel Sfânt. Duhul Său cel Sfânt este Cel care pătrunde în sufletele noastre și ne dă convingerea că El este cu noi, căci Tatăl și Duhul nu sunt despărțiți de Fiul. De aceea, pe Duhul Sfânt îl rugăm totdeauna când sfințim orice. Pe Duhul Sfânt îl rugăm să vină și să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos. Duhul Sfânt vine noi la botez. Duhul Sfânt și crucea sunt puterile care ne ajută pe noi. Vreau să amintesc în legătură cu aceasta importanța crucii și a lumânării în cultul creștin. Nu se poate face nicio slujbă fără cruce și fără lumânare, chemându-se în același timp Duhul Sfânt. Crucea ne amintește pe Hristos care a primit moartea pentru noi și a învins moartea prin iubirea Lui pe cruce și mereu își amintește de crucea Lui și oarecum ne dă și nouă puterea să ne jertfim din iubire pentru alții. Crucea ne arată spre ce înălțim trebuie să tindem noi în iubirea față de oameni, iar lumânarea ne arată că prin cruce a venit învierea, a venit lumina lumii, a venit sensul vieții noastre. Și crezând în sensul vieții pe care ne-a dus învierea, numai așa îl avem pe Duhul Sfânt în noi. De aceea, în toate rugăciunile sale, preotul cere pe Duhul Sfânt, dar având crucea și lumânarea prezente. Noi înșine nu putem să nu ne facem mereu cruce și să pomenim cele trei persoane ale Sfintei Trăimi, pentru că în cruce se arată iubirea lor față de noi. Iubirea este arătată în cruce, crucea este semnul iubirii supreme a Sfintei Trăimi. În scopul acesta s-a înălțat Hristos și șade de dreapta Tatălui. Și de acolo ne trimite după 10 zile pe Duhul Sfânt, care vine la în a 50-a zi după înviere. 10 zile după înălțare. Se interpretează aceste 9 zile care trec de la înălțare până la 10-a când trimite pe Duhul Sfânt ca trecerea lui Iisus peste toate cele 9 cete îngerești. El trece ca om peste îngeri, așezându-se de dreapta Tatălui și de acolo ne trimite pe Duhul Sfânt, fără să lipsească nici el din unirea cu Duhul Sfânt și din unirea cu Tatăl. Încât avem și noi, prin Duhul Sfânt, avem toată treimea
în noi cu toată iubirea ei, ca și noi să ne însușim iubirea care este între cele trei persoane dumnezeiești, să o avem pe ea ca pildă și ca putere. De aceea ne facem cruce, pomenind numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.